Rămânând la subiectul legat de apărarea Republicii Moldova, de unde așteptăm ajutor dacă avem scenarii proaste? Nu, în primul rând avem unele rezerve și a noastre, dar ajutor așteptăm clar că de la partenerii noștri strategici care îi avem. Care? Nu, partenerii strategici în domeniul, să spunem așa, de securitate sau militar, istoric au fost România, Statele Unite, Italia, Franța, Germania. Așa. România, Marea Britanie. România are 1 milion de cetățeni, aproximativ, în Republica Moldova. Cetățeni care, mă rog, deținători de cetățenie dublă. Ați avut o discuție cu autoritățile române? Ce se întâmplă în cazul în care acești cetățeni sunt puși, viața lor este pusă în pericol în Republica Moldova? Discuții cu autoritățile române avem permanent, dar la acest subiect discuții nu am avut. De ce? Consider că nu este o întrebare care trebuie să o discut eu. Fiindcă eu nu vorbesc despre apărarea a acestor doar oameni, eu vorbesc despre apărarea statului. Despre apărarea tuturor cetățenilor Republicii Moldova. E vorba de aproape jumătate din cetățenii Republicii Moldova și despre un posibil ajutor din partea unui stat care este mai bine dotat decât noi, din punct de vedere militar. Am putea miza pe suportul lor în cazul în care... Suport de care vă referiți? Militar. Militar? Ținând cont că este un stat membru NATO, nu suntem un stat neutru... Cred că ajutor... Asta sunt întrebări pe care oamenii și le adresează și evident să discutăm. Haideți să le clarificăm pe rând. Da. Ajutor direct ce ține cu implicarea unităților militare, e clar că nu poate să fie și ca un exemplu elocvent ne servește și Ucraina. Ei având aceleași relații aproape cu Polonia, unități din partea Poloniei nu au fost implicate și nu sunt implicate pe teritoriul Ucrainei. Și atunci ce fel de suport ar putea fi oferit? În situații dificile, consider ca exemplu care a fost și anterior, e clar că poate să fie niște ajutoare cu armament, tehnică, eu nu știu, echipamente,